Drumul național 2A care leagă Constanța de Tulcea a fost blocat după ce o mașină condusă de o femeie din Ucraina s-a izbit violent de un tir. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Șoferița venea dinspre Lumina și se îndrepta către Tulcea, când în apropiere de Sibioara, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autotren. Șoferul nu a mai putut evita impactul. În urma accidentului, femeia în vârstă de 58 de ani, aflată la volanul autoturismului, a suferit multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare, toracelui și abdomenului și a fost preluată de autospecială Smurt și transportată la Spitalul Județean. La fața locului a sosit și un echipaj de la serviciul rutier care a demarat o anchetă și a deschis un dosar penal. Se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.